Să încercăm? Bună dimineața, colegi! Noi ne cerem scuze de această ședință extraordinară. Motivul l-ați văzut și domniile voastre. Este legea bugetului de votat, modificarea legii bugetului. Sunt mai multe proiecte de acte normative. Din acest motiv a trebuit să organizăm ședința Comisiei Economiei, Buget și Finanță cumva mai puțin previzibil, să spunem așa. La ordine de zi, dacă aveți, și acum așteptăm raportorii, o să vină în curând și la Ministerul Finanțelor, de la Ministerul Sănătății. La ordine de zi, dacă sunt propuneri, vă rog. Уважаемый председатель, я в третий раз за недолгую работу нашей комиссии прошу прекратить эту практику, когда вечером прилетает законопроект, особенно такой, как бюджет, ратификация бюджета, и на следующий день без консультации со специалистами мы должны рассматривать его. Это ненормально, а у нас это, к сожалению, вошло уже в практику. Я с вами согласен. Și la ședința trecută mi-am cerut scuze și o să-mi cer scuze și la ședința asta. Adevărul este că noi, eu mi-amintesc, dar adevărul e că noi nu facem asta intenționat. Noi am moștenit unele chestii care trebuie acum repede corectate și noi am, dacă domniile voastre credeți că asta se întâmplă din rea voință sau special sau ca să vă enervăm, atunci nu este deloc adevărat. Asta vreau să vă spun. Noi avem de votat modificarea legii bugetului de stat, alte bugete. Există, mai avem 3 luni până la sfârșitul anului să corectăm ceea ce putem corecta și deja să intrăm în ritm normal pentru 2022, eu tare sper. Dar acum, adevărul că noi când, la jumate de an, prin iulie, ar fi trebuit să discutăm iată subiectul. Stambulsca convenție. Nu, asta e deja pentru că oricum facem ședința comisiei și am spus că dăm un aviz repede și la convenție. Dacă mai sunt la ordine de zi, colegi. Domnul președinte, scuzele noastre se primesc, dar dacă o să recunoașteți că atunci când ne criticați pe noi că votăm bugetul noaptea, de fapt, noi tot noaptea o faceți acum. Întrebarea care este? Că rectificările astea la buget trebuie să aibă loc mult mai de mult. Și asta trebuie să fie la început de septembrie. Povara care ați primit-o, la care vă referiți dumneavoastră, trebuie să spuneți mulțumesc că aveți venituri suplimentare la buget și înseamnă că bugetul care a fost aprobat a fost unul previzibil și este absolut realist. De ce? Nu vă jăluiți. Haideți mai repede să trecem la lucru. Corect. Eu nu m-am plâns. Eu am explicat motivul din care în regim de urgență s-a convocat Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Și cifrele. Problema care este? Nemulțumirea este și din partea noastră și și din partea colegilor noastre. Din 9 ministerii s-au făcut 13 ministerii, deci banii sunt redislocați dintr-un minister la două. Cifrele, desigur că necesită o analiză mai argumentată și mai profundă, ca să înțelegem unde sunt redistribuiți banii. Domnul Burduja, și din acest motiv, între prima și a doua lectură, o să avem timp să discutăm, să consultăm absolut toate proiectele, dar acum urmează să audiem proiectele pentru prima lectură. O propunere după care de zi, dacă se poate. Deci, da, propun ca să fie exclus punctul 4 din ordine de zi, ceea ce ține de convenția de la Istanbul. Cine este pentru excluderea punctului 4? Nu a întrunit numărul necesar de voturi, 3 voturi pentru excludere. Vă rog, mai am o propunere la ordine de zi, 250, bugetul asigurărilor sociale a fost distribuit pe adresa electronică, BASU. Vă rog, punem la vot includerea un proiectul numărul 250 în ordine de zi. Cine este pentru? Da, noi nu avem proiectul, noi n-aș fi să-l punem. S-a distribuit? Îl aveți de mai trecut, el a fost circulat încă vreo 2 săptămâni în urmă. Este. Deci pun la vot, vă rog să votăm. Așa, 6 voturi, proiectul 250 a fost inclus în ordine de zi, мы департе. На ордене де зи, вы рог. Да, еще одно предложение. Учитывая, что будет ратификация бюджета, я хотел бы, чтобы было рассмотрено мое обращение в комиссию по поводу перераспределения 100 000 селу Алуату Тараклийского района, поскольку
и комиссия, и я лично как депутат получил ответ от господина Будянского о том, что это можно будет сделать только при ратификации бюджета. Получилась странная ситуация, при котором село получило вроде бы 100 тысяч лей, но оно его использовать не может. Конкретика есть в письме обращения. Коллеги, если дискутаем, я так слышу с ФИИ презентат проекту бюджету, леди бюджет, лишь около вас путем дискутаем. Лаур, не дизим, если не интервали. Atunci eu spun votul lui proiectul ordinii de zi pentru ședința de astăzi, vă rog să votăm, 6 voturi pentru și la numărul 1 proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2021 de la Ministerul Finanțelor. Da, bună, domnule Ivanichkina, poftiți! Bună ziua, Tatiana Ivanichkina, secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Stimați membri ai comisiei, astăzi se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2021. Principalii factori care au stat la baza modificării legii bugetului de stat sunt, în primul rând, ajustarea indicatorilor la venituri, cheltuieli și deficit, reieșind din evoluțiile economice de la începutul anului, revizuirea unor programe de cheltuieli, deblocarea finanțării suportului bugetar din partea donatorilor și modificarea structurii surselor de finanțare ale deficitului, precum și punerea în aplicare, începând de la 1 octombrie, a unor politici de asistență și protecție socială care se regăsesc în programul de activitate al Guvernului. Astfel, principalele modificări operate la indicatorii bugetului de stat pentru anul 2021 sunt: veniturile se majorează la total cu 3,7 miliarde lei. Acestea includ și unele diminuări de venituri și unele majorări, dar în sumă netă 3,7 miliarde lei. Iar cheltuielile se majorează cu 1,2 miliarde lei. Drept rezultat, deficitul bugetului de stat va fi mai mic decât cel aprobat, cu circa 2,5 miliarde lei. Dacă să revenim la veniturile bugetului de stat, acestea vor constitui 45,1 miliarde lei, cu o majorare de 3,7 față de miliarde lei față de volumul aprobat. Și aceste modificări conțin atât majorări cât și diminuări. Cele mai mari majorări la venituri se atestă la taxa pe valoare adăugată, încasările din care se vor majora cu 2,1 miliarde lei în anul 2021. Avem și unele diminuări la venituri care se cifrează la 423 milioane lei și anume includ restituirea taxei pe valoare adăugată cu 300 milioane lei și dividende de la cota parte a statului în societățile pe acțiuni și devalcările din profitul net a întreprinderilor de stat. Cheltuielile, după cum am menționat, se vor majora cu 1 miliard 224 milioane lei sau cu 2,2%. Dacă să discutăm pe componente, cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se majorează cu 951 milioane lei, dintre care cea mai mare parte vor fi direcționate pentru proiectele în domeniul infrastructurii drumurilor, o majorare de 681 milioane lei. Pe partea de cheltuieli, cu excepția proiectelor finanțate din surse externe, se prevăd majorări de circa 2,3 miliarde lei și diminuări de circa 2 miliarde lei. Aceste majorări și diminuări, în mare parte, vin din reevaluarea mersului executării cheltuielilor de la începutul anului și țin cont de propunerile de la toate autoritățile finanțate de la bugetul de stat. Principalele majorări de alocații se propun pentru următoarele măsuri. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural se majorează cu 435 milioane lei. Fondurile de urgent 435. Fondurile de urgență ale Guvernului, care include Fondul de Intervenție și Fondul de Rezervă, la total se majorează cu 495 milioane lei. Se majorează cheltuielile de personal pentru asigurarea unor necesități, în special în domeniul educației, cu 414 milioane lei și alte majorări mai nesemnificative. În ce privește diminuările de circa 2 miliarde lei la cheltuieli, acestea se propun la următoarele programe. În legătură cu ratele dobânzii mai mici decât cele estimate, se diminuează plata dobânzilor aferente serviciului datoriei de stat cu 230 milioane lei,
din cauza executării mai reduse, se diminuează Fondul Ecologic Național cu 200 milioane lei. La fel, din cauza executării mai reduse, se diminuează programul privind subvenționarea locurilor de muncă. Și datorită majorării veniturilor și la alte componente ale bugetului public, cum sunt bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor medicale, se diminuează transferurile de la bugetul de stat către aceste bugete. Astfel, deficitul bugetului de stat va constitui 12 miliarde 138 milioane lei sau 5,23% din PIB, fiind mai mic decât cel aprobat fiind 6,5% din PIB. În ce privește sursele de finanțare ale deficitului, se micșorează emisiunea valorilor mobiliare de stat emise pe piața internă cu 2,3 miliarde lei. În schimb, se majorează intrările nete la împrumuturile externe din contul alocării de drepturi speciale de tragere din partea Fondului Monetar Internațional, în sumă de 4,2 miliarde lei. Astfel, indicatorii modificației ai bugetului de stat au impact și asupra parametrilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor locale, precum și indicatorilor generale ai bugetului public național. Iar indicatorii bugetului public național pentru anul 2021, care se propun pentru aprobare, sunt veniturile în sumă de 72,8 miliarde lei, în majorare cu 8,8% față de aprobat, cheltuielile bugetului public național 85,5 miliarde lei, cu o majorare de 4,4% față de aprobat, și deficitul bugetului public național 12,7 miliarde lei sau 5,5% din PIB față de 6,8% din PIB în bugetul aprobat. Referitor la soldul datoriei de stat, aceasta va constitui la finele anului 84 miliarde lei, fiind în descreștere cu 1,7 miliarde lei față de bugetul aprobat. 59% din volumul total al datoriei va fi datoriei externă și 41% datoriei internă. Ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va micșora față de valoarea inițial prognozată cu 1,1 puncte procentuale și va constitui 36,2% din PIB. În concluzie, indicatorii revizuiți ai bugetului de stat pentru anul 2021 se prezintă după cum urmează. La venituri, 45 miliarde 94 milioane lei, la cheltuieli 57 miliarde 232 milioane lei și deficitul bugetului de stat 12 miliarde 138 milioane lei. Ținând cont de această prezentare, rugăm susținerea proiectului. Mulțumim mult, doamna secretar de stat. Dacă sunt întrebări, poftiți. Da, domnule. Da, mulțumim. Domnul secretar, spuneți, vă rog, aș vrea să încep de la faza inițială. De ce valorile mobiliare de stat în viziunea dumneavoastră le-ați prognozat deja, deci spre scădere cu 2 miliarde de lei, adică nu există încredere față din partea instituțiilor și nu participă activ, sau care a fost motivul micșorării acestea? Nu merge vorba despre încredere, probabil nu merge vorba despre încredere, dar ultimele două decizii ale Băncii Naționale de majorare a ratei de bază au condus la majorarea costului de emisiune și a valorilor mobiliare de stat. Astfel, beneficiind la moment de sursa externă care este mai ieftină, am considerat să reducem la acest moment emisiunea valorilor mobiliare de stat și să contăm pe această sursă de finanțare în anul 2022, din motiv de eficientizarea costurilor. Alte întrebări? Da. Da, poftiți, domnul Redman. Госпожа секретарь. Ну, к сожалению, мы только так по диагонали прошли, и то не все в этом законе.
но есть такие какие-то несообразности. Довольно бодренький ваш доклад, прямо скажем, довольно бодренький, не совпадает с тем, что происходит внутри. Вот письмо Министерства финансов, направленное в местные органы власти, говорит о том, что Министерство финансов требует сокращения бюджетных расходов. Например, в Брючанском районе там порядка 3 миллионов, причем расписано по всем примариям. Что происходит? Почему такое несоответствие? 22-й год. Почему такое несоответствие, да? Eu bănuiesc că dumneavoastră vă referiți la anul 2022. Da, în tot pentru știe, că, conești, da. Da, noi am expediat circulara pentru elaborarea bugetelor locale pe anul 2022 și drept rezultat a unor măsuri de politică fiscală care au fost aprobate încă în anul 2019, formula de transfer cu destinație generală a rezultat că unele autorități publice locale primesc mai puține transferuri. Dar noi am expediat o circulară repetată, acum o săptămână, unde am prevăzut un fond de compensare pentru a compensa autorităților locale care primesc transferuri generale mai mici decât în anul precedent. Da, deci, nu, motivul vostru e clar, dar nu aveți încă налогове politici, nu. Базируйтесь на налоговую политику 2021 года, а не 2022. Ну ладно, это, допустим, даже не к этому. Но тенденция такова, она вызывает некоторое недоумение. Такая бодрость здесь и такие меры на следующий год. Следующее. Как вы считаете, вот этот рост, который вы положили в основу расчета корректировки бюджета, каковы его причины? Вот, например, вы говорите об увеличении валового оборота. Какова его структура? Сколько из вам и сколько из внутреннего производства? Так, на скидку, на глаз. Da, acuși vă zic, eu nu sunt sigură că am informația asta acum, dar până în plen am să rog colegii să o aducă. Din VAM, aveți în vedere distribuția VAM? Nu, vă zic, am, deci taxa pe valoare adăugată la produsele și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, da, crește cu 575 milioane lei. Da. Iar taxa pe valoare adăugată la mărfurile importate cu 1,5 miliarde lei. Deci creșterea este generată în mare parte de import. Da. Dar asta, ca să concretizăm, asta nu este politică de stat. Asta este o consecință la situația din economie. Vă rog să nu începem acuși că promovăm importurile și consumul din importuri. Da, но поступление налогов является статьей в росте ПИБа. Да. Поэтому нам интересно знать, откуда этот рост. Корректно. При том, что мы видим вокруг, да, цифры показывают рост, причем солидный. Ну, это понятно, база прошлого года была совсем никакая, от базы получается достаточно много. Но вот мы видим его структуру, она никак не может нас удовлетворить, и бюджетные расходы никак не поправляют. Система экономии базат по консуму дин импорт, дин покати, и окести ди анди зейлиш. Поздурезы по наконоскоректу. Я же не говорю, что это, не так. Я говорю, что в данной корректировке бюджета, да, это отражается и продолжает отражаться, и мы не видим никаких бюджетных, будем так говорить, бюджетных мер по стимулированию изменения этой ситуации. Тем более, что вы собрались сокращать расходы на субвенционирование рабочих мест, как мне кажется, если я правильно понял. Да, ну и черели. Понятно. Каково предложение, такое и черели. Da, spune, vă rog, noi în cadrul ședinței de plen ieri am discutat asupra proiectului drepturilor speciale de tragere și acolo s-a atins subiectul referitor la faptul că acești bani trebuie investiți în proiecte investiționale de termen lung. Din cei ce văd eu prezentat, din datele prezentate, deci văd 0,6 miliarde, să spunem așa, la drumuri, unde ați majorat,
mai văd la subsidiile în agricultură, dacă nu greșesc, e circa 700 de milioane. Da? Unde sunt redistribuiți celelalte surse? Pentru că vedem pe de o parte la capitolul venituri avem majorări inclusiv de impozite și taxe, circa 3 miliarde. Normal că ar fi suficient pentru acoperirea unor cheltuieli curente, dar vrem să înțelegem unde s-au distribuit aceste surse în cheltuielile bugetare. Da, vă zic. Deci în bugetul pentru anul 2021 aprobat la început, la finele anului precedent, a fost inclusă sursa de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional pentru un nou program, care de fapt a fost negociat în iulie 2020. Suma care a fost inclusă în buget din contul acestui program era 3,3 miliarde lei. Dat fiind că programul nou în anul 2020 nu a fost semnat și nu a fost aprobat, această sursă de finanțare am fost nevoit să o excludem din bugetul pe anul 2021, dar ea a fost înlocuită de sursa de finanțare din alocările DST, care constituie 4,2, dacă nu greșesc. Adică este practic o substituire de surse. Am exclus împrumutul FMI pentru program și am inclus alocarea de la FMI pentru DST. Și diferența netă care este a fost alocată pentru programele pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Știți, rog, la începutul lunii septembrie, din partea Blocului Comuniști și Socialiștilor, a fost expediat o scrisoare la Ministerul de Finanțe referitor la deficitul instituțiilor de învățământ, care nu le ajung surse de acoperire până la sfârșitul anului, calendaristic corect. Noi fizic nu am dovedit, pur și simplu, să găsim aceste cifre. Spuneți, rog, ele sunt reflectate, sunt acoperite? Mă refer integral sau selectiv? Da. Deci noi am prevăzut în legea bugetului, în textul legii, în articolul 3, litera G, s-a introdus un punct nou, care se numește pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar în sumă de 170 milioane lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în baza hotărârilor de guvern. Deci această sumă de 170 milioane lei va fi repartizată pe autorități publice locale, pentru școlile care au deficit la salarizare și asta cel mai probabil se va întâmpla la finele lunii octombrie. Pentru că atunci când pregăteam... Ele sunt suficiente? Conform estimărilor noastre și solicitărilor care le-am primit la Ministerul Finanțelor, da. А как, извините, еще один вопрос, господин госсекретарь, а как вообще сочетается тревожная ситуация пандемийная с тем, что расходы по трансфертам к нам сокращаются? Да, я понимаю, что там увеличиваются собственные доходы за счет искусственного накачивания заработной платы, все это понятно за счет чего, да? Но ситуация такая, которая требует туда все больше и больше денег вкачивать. Вот те же самые 16 тысяч медикам и прочие. А мы берем, мы эти трансферты сокращаем оттуда, а потом говорим, что нету или не хватает, или еще чего-то. Da, eu vă răspund. Noi la CNAM nu micșorăm transferurile, deci ce se întâmplă la CNAM? La CNAM se majorează veniturile proprii din contribuții de asigurări medicale cu 328 milioane lei. Noi micșorăm, de fapt nici nu noi, dar alte venituri ai lor se micșorează cu 13 milioane lei, asta e puțin. Și la ei se majorează cheltuielile cu 513 milioane lei. Respectiv se formează deficit mai mare cu 200 de milioane lei, care va fi acoperit din soldurile de la transferul de la bugetul de stat și veniturile proprii mai mari. Ну, в вашем докладе было так, что уменьшается трансфер de la CNAM și la CNAS. La CNAM și la CNAS. Înseamnă că am greșit. Numai la CNAS. La CNAS, da. La CNAM rămâne tot așa. Eu încerc, scuze că aveam și a treia întrebare.
Deci, conform estimărilor, din câte am înțeles și de la președintele Parlamentului, având în vedere implementarea votului electronic, inclusiv și tabletele, deci vom face economie la Parlament, pentru asta au fost scăzute cheltuielile parlamentare cu 2,8 milioane lei și asta posibil că e bine din contul economiilor care s-au făcut. Dar explicați-ne de ce la președinție se adaugă 2,157 milioane, adică ce acolo nu e în regulă. Da, bun, că cheltuie l-ai spus. Îmi pare rău, dar iată, chiar acum nu o să vă spun, dar o să vină colegii mei pentru prezentare în plen și am să rog să ia informații. Vreau să știu la ce capitole de cheltuieli. Uh-huh. Și încă o întrebare, ultima, de fapt, la capitolul bugetului, pentru că mai mult n-am dovedit, pur și simplu, fizic. Îți rog, la capitolul venituri, dumneavoastră estimați unii venituri până la sfârșitul anului calendaristic, uh-huh, din contul amenzilor și sancțiunilor de circa 15 milioane de lei. Cum puteți preconizați lucrul ăsta și să-l stabiliți că el anume cestuiesc, poate 10? Pe baza, nu, pe baza executării care o avem la 9 luni anului curent și am adăugat o majorare marginală. Adică este o estimare. Și dacă nu îndeplinesc pe cei care depun monedă? Ca tot de om. Să nu-i punem la locul sau cum se face? Nu, cel puțin principiul de majorare a amenzilor și sancțiunilor, el uleacă e... Eu aici o să fiu de acord cu domnul Burduja, pentru că chiar și eu am avut și la Curtea Constituțională adresare și așa mai departe, și cu domnul ministru mai discutasem la subiect și eu tare sper că pentru 2022 noi să scăpăm de această planificare care de facto în... Deci noi spunem în buget că o prognozăm, dar foarte des, din păcate, inspectori și manageri de la rang mai mijlociu văd asta ca indicație și ca planificare. Și după asta se pornește, vine luna noiembrie și se pornește cu scursul. Noi asta, suntem la curent cu asta și eu sper că să găsim pentru anul 2022 haideți să spunem, suficient, nu știu, atitudine ca să scăpăm de această aberație, dacă mă întrebați pe mine. Domnule, și doar o singură rugăminte până la ședința în plen, când se va examina proiectul respectiv, o să rugăm frumos să ne prezentați o notă informativă, ce obțin mie, vă rog mult, ca să înțelegem estimativ majorarea numărului de ministere, cât asta valorifică în diferență cu bugetul aprobat pe 2021. Majorarea cheltuielilor pe adică ministerie. Cât s-a majorat cheltuielile față de cele care au fost planificate în 2021? Dar, doamna secretară, să țineți cont că aceste majorări a cheltuielilor o să provoace și beneficii, să le aduceți și astea, ca să fie de la tribun și una și alta, exact. Că tot, nu, e foarte corect, abordarea e foarte corectă, domnul Burduja, dar și beneficiile și cheltuieli, pentru că fiecare le-o cheltuie trebuie să aducă plus valoare. Eu cred că e destul de profesionist o să... Așa, concretizare. Da. Suntem comisie de profil, trebuie să întrebăm. Întotdeauna. Еще один вопрос, если позволите. Мы недавно, буквально вчера, по-моему, принимали ратификацию средств специального заимствования от МВФ, да, и там существуют расходы по обслуживанию этого гранта, да? Они заложены в расходах ратификации бюджета? А где? La capitolul de cheltuieli dobânzi pentru datorie de stat externă, pentru că noi achităm acolo doar dobânda și comisiuni. Da, și, da, este, la dobânzi, da. Noi ascultăm. Domn Futescu, aveați întrebare cu... Nu vreți să dați întrebare? Cu nu știu ce sat... A spus că... Am înțeles. Bine, atunci... Domn Burduja. O mică precizare. O săptămână, două urmă, am văzut hotărârea Guvernului prin care a permis și persoanelor fizice să procure emisiuni. Da, de valoare, da. Da. Care este efectul lor și dacă sunt ele reflectate aici? Da, a fost aprobat conceptul privind mecanismul de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru persoane fizice. După aprobarea conceptului în guvern, urmează să elaborăm sistemul informațional.
și elaborarea sistemului informațional o să mai dureze vreo câteva luni și după ce va fi finalizat sistemul informațional, mecanismul va deveni funcțional. Adică nu este. Bine. Я все-таки, наверное, спасибо, господин председатель, я воспользуюсь и задам вам еще один вопрос. Мною, как депутатом, было направлено в ваш адрес письмо и в адрес комиссии по поводу перераспределения средств 100 тысяч лей село Алуату Тараклийского района. И я получил ответ, что вы не можете или не хотите, я, честно говоря, так и не понял из ответа, сделать это своими силами и своим распоряжением. Учитывая сейчас ратификацию бюджета, мы можем выйти с амендаментом для того, чтобы исправить эту ситуацию, потому что были выделены 100 тысяч на газификацию, а в селе полностью 100% газификация. Они не могут, поскольку деньги целевого назначения, не могут их использовать. И просят перепрофилировать их на дорожный фонд. Deci, marea majoritate a transferurilor capitale către autoritățile publice locale au fost incluse în bugetul de stat prin amendamentele deputaților. Era indicat expres destinația. De ce Ministerul Finanțelor nu poate să meargă împotriva voinței Parlamentului să schimbe destinația de sine stătător? Nu, это уже было неоднократно, когда министерство именно своим распоряжением меняло даже амендаменты депутатов. Была такая практика, поэтому я и задал этот вопрос. Если вы настаиваете на том, чтобы это было от комиссии, тогда... Мы, наверное, будем выходить с амендамента. Da, e o întrebare principală, domnul consultant, domnul Iurie. Deci, chiar și în cadrul comisiei la începutul anului, au parvenit mai multe demersuri de la autoritățile publice locale, consiliile regionale, atunci când au fost reflectate sumele, bună oară, a fost reflectată suma după administrația publică locală, primăria, pe când obiectul care era supus investițiilor aparținea Consiliului Orășănesc. Dar răspuns întrebare către Ministerul Finanțelor, poate noi permitem... Nu, ele, aceste lucruri sunt reflectate, adică ori le prevedem cu amendamente... Noi nu reținem, pur și simplu vrem să înțelegem aceste solicitări, pentru că o parte au fost îndreptate și către Ministerul Finanțelor, personal însemnat. Ele nu au fost reflectate, pentru că trebuie să urmeze aceeași procedură. Ele au fost incluse prin amendamentele deputaților și modificate tot prin amendament trebuie să fie. Asta mă legătură la două. Da. Bine, haideți eu pun la vot numărul 260, ca să permite Ministerului Finanțelor. Sau mai aveți ceva? Mai aveți ceva, domnule Grăciun? Nu. Atunci eu pun la vot numărul 260, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru 2021. Cine este pentru, vă rog să votați. 6 voturi. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? 3 abțineri. Vă mulțumim, doamna Ivanichkina. Acum avem Ministerul Sănătății? A, este, haideți atunci, da, este Ministerul Sănătății. Următorul. Deci următorul 259, proiectul pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021, corect? Da. Vă mulțumim, poftiți! Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, se prezintă atenția dumneavoastră proiectul... Microfonul, vă rog. Se prezintă atenției dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, numărul 256 din 2020, elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală ca rezultat al analizei indicatorilor fondurilor pe parcursul anului. Modificările propuse în proiect prevăd majorarea veniturilor cu 313.223,7 lei,
a cheltuielilor cu 513.223.700 lei și a deficitului cu 200 milioane lei. Partea de venituri a fondurilor asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 va crește cu 313.223.700 lei sau cu plus 2,8% față de suma aprobată și în final va constitui 11.457.321.000 lei. Această creștere se datorează acumulărilor suplimentare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense. Volumul cheltuielilor fondurilor asigurări obligatorii de asistență medicală se propun în sumă de 11.857.321.000 lei, cu o majorare de 513.223.000 lei față de suma aprobată, această creștere fiind determinată de creșterea cheltuielilor fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. Alocațiile financiare suplimentare în sumă de 513.223.000 lei vor fi direcționate pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești acordate pacienților care întrunesc definiția de caz COVID, suspect, probabil, confirmat. Acordarea suplimentului la salariu de funcție calculat personalului antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID. De asemenea, vor fi îndreptate spre acoperirea cheltuielilor strict necesare pentru asigurarea bunei funcționări a prestatorilor de servicii medicale în scopul acordării asistenței medicale oportune și calitative. De asemenea, vor fi îndreptate spre majorarea salariilor de funcție a personalului administrativ gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicale, care se prevede începând cu 1 noiembrie 2021. Deficitul bugetar al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală va constitui 400 milioane lei, cu o creștere de 200 milioane lei față de cel aprobat 2021 și va fi acest deficit acoperit din contul soldului mijloacelor financiare format la începutul anului în volum de 686 milioane lei 749.000 lei. Reșind din cele expuse, rog susținerea proiectului în cauză. Vă mulțumim, întrebări, vă rog, la proiectul 259. Nu sunt întrebări? Colegi, noi ne vrem. Nu, stați să prepune, vă grăbim. Ne grăbim la ora 11 în plenară. Dar totuși noi avem aviz și noi și mai este și a doua lectură. De ce? Ele sunt prevăzute și în procesul de stat. Am înțeles, da. Deci dacă sunt întrebări, atunci haideți o întrebare să dăm. Касательно на расходов компании медицинской страховой. Касательно расходов. Значит, как отразилась динамика цен на медикаменты в общих расходах к нам на специальное лечение, на компенсированные медикаменты и так далее? Есть такой анализ? Динамика цен на медикаменты, она живая и положительная, к сожалению. И поэтому в расходах, предположим, на пролеченный случай в специальном обслуживании, там входят медикаменты, да? Как структура это изменилась? Насколько стало больше на медикаменты в структуре этих расходов и на компенсированные медикаменты? Программа большая, компенсированных много, расходы увеличиваются, потому что там процентная компенсация, так я понимаю. Так что, есть такой анализ, нету? Deci, în ceea ce privește cota medicamentelor, pentru că asta înțeleg care este întrebarea, în cazul tratat în staționar, deci noi, țin să menționez că pe parcursul anului 2021, tariful pentru cazurile COVID a fost majorat de la 4.000 și ceva de lei până la 9.000 și ceva de lei.
respectiv s-a ținut cont și de aspectul cheltuielilor de personal și aspectul medicamentelor. Ca medii pe sistem, deci medicamentele în costul cazului tratat constituie cel puțin 10% din costul cazului tratat, în dependență deja de specificul cazurilor. Dacă vorbim de cataractă, spre exemplu, pentru programe speciale sau endoprotezare, deci respectiv consumabilele acolo, cota consumabilor constituie mai mult. Dacă vorbim de cazuri mai simple, deci cota variază în dependență de cazurile, de specificul cazurilor. În ceea ce privește medicamentele compensate, prețurile, evidența prețurilor și în general la medicamente, o duce Agenția Națională de Sănătate Publică, respectiv dacă va fi necesar, putem să venim cu informații suplimentare, solicitând de la colegii noștri. Dacă este să ne referim la executarea pe medicamente compensate, se constată o neexecutare a sumei pentru medicamente compensate la situația actuală. Deci noi estimăm o sumă de circa 50 de milioane de lei, însă o să intervenim cu modificarea listei medicamentelor compensate, astfel încât această sumă să fie executată. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Răspunsul este, a fost evaziv. Я просто прошу вас подготовиться к этому подетальнее, потому что по-любому, будет ли это при обсуждении бюджета, будет ли это при каких-то слушаниях, если мы это запросим, но этот вопрос обязательно возникнет. Потому что общественное впечатление – это одно, а цен на медикаменты, да? Данные, которые представляет Агенция по медикаментам, это другое. Методика, по которой Агенция по медикаментам определяет рост цен на лекарства, это вообще третье, они определенную корзину берут. Вот. То, что вы говорите, что не увеличилось на ковиде, там почти вдвое, да, увеличился, да, расход. Да. Но мы живем не только ковидом сегодня. Есть кардиоваскулярные, есть пневмонии, есть пневмо всякие. Ну и другие обычные плановые, как говорится, статистически плановые заболевания, которые лечатся в стационаре или амбулаторно. Поэтому эта вещь должна быть более детально вами осмыслена. Спасибо. Алтын Требер Ворог. Сырог, дин табельный презентат, чей чтение, где fostul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, astăzi deci, se divizează în două ministeri și din ceea ce vedem noi, de acolo au fost preluate 1,2 miliarde lei, respectiv la redistribuire Ministerul Sănătății revine 1,02 miliarde lei, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale rămân 313 milioane lei. Respectiv, înțelegem că o bună parte, adică 90%, banii revin în cadrul Ministerului Sănătății. Înțelegem care este situația actuală, ceea ce ține de pandemie și mai departe. Unde au fost redirecționate aceste surse, preponderent? La dezvoltarea sau la investiții capitale, la careva programe mai speciale, dacă puteți să ne formalizați. Dumneavoastră vorbiți, să vede că de bugetul de stat. Noi acum prezentăm fondurile. Legea fondurilor. Dumneavoastră vorbiți de bugetul... Suplimentar la fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, veniturile, în sumă de 313 milioane lei, îs din primele de asigurări obligatorii de asistență, din primele de achitate de către în sumă, cotă procentuală. Adică nu are legătura cu bugetul de stat. Noi din transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală rămân cele aprobate inițial. În bugetul de stat. În bugetul de stat. Noi nu avem acum modificările care sunt proiectul fondurilor de asigurări obligatorii, nu au nicio tangență la bugetul de stat. Nu, da. Asta noi înțelegem. Eu am vedere că dacă nu ați primit suplimentar de la bugetul nu, de stat, nu, nu. În cazul divizării. Nu. Alte întrebări? Dacă nu sunt alte întrebări, atunci eu, cu permisiunea dumneavoastră, să pun votului proiectul numărul 259 cu privire la modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. Cine este pentru, vă rog să votați.
6 voturi pentru, cine împotrivă? S-a obținut 3. Vă mulțumim, colegi. Cine mai este din raportor? 200? 262. Următorul. Haideți să trecem mai întâi legile astea. Dar este doamna care vrea să prezinte. Păi dacă nu e nimeni altceva. Mai rabdă dacă, dar să așteptăm, aici la altceva. Dar să așteptăm pentru ce? Dacă noi... Trecem 261, 250. Dar este doamna care noi putem să-i permitem să prezinte și după asta, hai, îmi prezentați dumneavoastră. Ca să nu, știți cum, noi după asta putem și singur să prezentăm. Bună ziua, stimați domnul președinte al comisiei, stimați domnilor deputați, discursul meu se va axa pe susținere, solicitarea susținerii proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege ce privește ratificarea Convenției pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Vreau să spun că ratificarea Convenției reprezintă o prioritate în contextul acordului de asociere Uniunea Europeană, Republica Moldova și a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea acordului. De asemenea, este parte componentă la mai multe documente naționale, cum ar fi Planul pentru Drepturile Omului, Național pentru Drepturile Omului, pentru 2018-2022. Și de asemenea, este parte componentă a hotărârii de Guvernul cu privire la aprobarea strategiei naționale pentru prevenire și combaterea violenței față de femei și violenții în familie. Procesul de armonizare a legislației la acest tratat a început cu anul 2013, de atunci până acum avem două rapoarte de compatibilitate realizate în 2013 și respectiv în 2019. În 2019, Ministerul Justiției suplimentar la rapoartele de compatibilitate executate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu partenerii de dezvoltare și societatea civilă a mai elaborat încă raportul ce vizează analiza prevederilor penale și cu privire la violența sexuală în cadrul legislativ național. Respectiv, până la momentul actual au fost adoptate circa 3 legi. În 2016, legea 196, care prevede circa 15 acte legislative armonizate la prevederile convenției. Respectiv, în 2020 au fost adoptate încă două legi. Legea 113, cu modificarea încă trei legi și legea 85 care vizează monitorizarea electronică a agresorilor realizată de către Ministerul Justiției. Deci, la momentul actual mai avem încă două proiecte care sunt la Ministerul Justiției pe dimensiunea dată și sunt practic gata pentru a fi promovate în continuare. Deci, în concluzie vreau să spun că valoarea adăugată a ratificării convenției vizează în primul rând adoptarea unui set complex de măsuri pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor și violență domestică. Deci, respectiv, suntem în pasul, suntem, deci, cumva susținuți în contextul respectiv de a introduce măsuri practice și a aloca resurse pentru a nu mai tolera violența împotriva femeilor și violența domestică pe mai multe dimensiuni, cum este prevenirea și combaterea, și totodată să dezvoltăm, inclusiv din punct de vedere financiar și legislativ, cei patru piloni pe care se axează această convenție și abordare, care se reflectă în strategia noastră națională, prevenire, pedepsire, protecție și politici integrate. De asemenea, ratificarea convenției ne va ajuta să dispunem de standarde comune în investigația și urmărirea actelor de violență împotriva femeilor în spațiul țărilor care sunt membre ale acestei convenții și să asigurăm protecție mai înaltă a femeilor migrante, victime ale violenței față de femei și violenței în familie. De asemenea, convenția ulterior ne va ajuta să dezvoltăm și să diversificăm serviciile adresate victimei violenței, oferind protecție necesară și legală atât migranților, cât și asumându-și responsabilitatea pentru reîntoarcerea acestora, dacă sunt cetățenii noștri în alte țări acasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și dacă sunt întrebări? Domn președinte, noi cel puțin nu prea înțelegem ce are Comisia Economiei, Buget și Finanțe cu convenția respectivă. Deci, noi dăm aviz. Domnul președinte, haideți să ne ocupăm cu lucruri ce țin de domeniul economic, cu lucruri ce țin de domeniul financiar al țării. Dar nu cu așa convenții care vin să distrugă societatea. Eu v-aș ruga frumos să nu puneți la vot această convenție.
Și dacă o veți vota, v-aș sfătui să vă duceți la biserică, o să ardeți acolo. Voi nu vă jucați cu focul cu așa convenții în societatea noastră. Voi veți schimbați mentalitatea moldovenesc în genere. Noi avem 95% creștini ortodoxi în țară. Ce e acolo anticreștin? Haideți, dumneavoastră spuneți una, dar faceți alta. Dumneavoastră atât de des vă ocupați aici cu orice, dar nu cu economia. Este o lege care vă va distruge. Vă rog frumos să înțelegeți lucrurile astea. Comisia noastră are aviz, dragi colegi, nu este comisia sesizată în fond. Și dacă vreți, chiar și economic sens există tare, tare mare în a include și a proteja drepturile la toți oamenii din țara asta, și inclusiv a femeilor, și să le proteja de violență și de abuzuri, pentru că asta inclusiv se traduce în cifre de creștere economică. Nu vă acoperiți cu această plafon. Vă garantez. E o politică economică bună să includem toți oamenii din societatea noastră. Să ne învățați cum trebuie să educăm copiii. Nu ați spuneți că nu economie, eu v-am răspuns cât de bine pot, dar în rest... Treziți-vă cât nu-i târziu. Eu m-am trezit la 5 dimineața azi. Domnul președinte, господин председател, понимаете, какое дело? Вот мы торопимся ратифицировать конвенцию, при том, что у нас еще, как госпожа докладчик сказала, еще два закона в проекте. Я понимаю эти фокусы. Эти два закона достаточно спорные. Их прохождение будет непростым, поэтому впереди ставится ратификация конвенции, чтобы потом нас обязать, мы ратифицировали конвенцию, мы должны принять эти законы. Спинец, что деранжазы, это текст в этой конвенции. Это, извини, че оно мне дуаре коло, че ну не плачь, кари... Извините. Че коло антикрештин, дом Бурдужа? Господин председатель, извините. Поэтому я думаю так, давайте мы сперва исполним то, что положено для того, чтобы ратифицировать и присоединиться в полном объеме к этой конвенции. Или покажем, какие там есть резервы против этого и ратифицируем с резервами. Чего торопиться, чего это ставить впереди? Есть еще два закона принято, есть еще два проекта, да, которые рассматриваются. Так, согласно вашему да, вопросу? Давайте сперва рассмотрим эти. Будем готовы целиком, подпишемся под эту конвенцию. Или с практикой гата, или у Нинчкари фост дежа в парламент, что проект хотрый для ратификарии есть на двух процедуры для ратификарии. Мы дежа, мы трекуто дати примерно гуверну. Și foarte curând o să venim aici, o să discutăm și celelalte dacă o să fie cazul. Dar acum noi discutăm convenția și dacă mai sunt întrebări, poftiți, să înțelegeți ce am avut în vedere atunci când spun lucrul ăsta. În primul rând, prin convenția asta, dumneavoastră încercați să supuneți bărbatul ca agresor, ceea ce contravine, de fapt... Aveți statistică cât procente de violență domestică din cauza bărbaților? Da, circa 90% din agresori reprezintă bărbații. Dați-mi voie să-mi exprim gândul până la sfârșit. Ca voi să înțelegeți de ce voi acum... Mă întrerupeți chiar dacă... Ori vreți să înțelegeți sau nu? Pentru că speculați. Dar nu speculăm. Haideți, spuneți. Mai mult ca atât, prin convenția dată, dumneavoastră separați sexul și genul. Asta le faceți ca noțiuni diferite. Ce înseamnă asta? Oare nu înseamnă asta ceea ce vă spun eu? E tot și vă sfătuiesc, duceți-vă la biserică, acolo e... Ați mergem împreună, vreți să mergeți cu mine la biserică? Dacă convenția va fi numită violenței domestice, asta e una, dar violenței contra femeilor. A este statistică scolca случаев насилия со стороны женщин в отношении мужчин? 10%. Da, avem foarte puține procente, da, circa 10%, variază de la an la an, da, dar... În Moldova și în lume, statistica ne arată că preponderent sunt afectate femeile de violență față de femeie și violența în familie. Dar convenția respectivă va asigura protecția în cazul violenței în familie, și adică oferă protecție nu numai femeilor, dar în calitate de subiect ca victime a violenței domestice, convenția specifică că aici pot fi și bărbați, și persoane în etate, și persoane cu dizabilități, și copii. Adică gama de protecții care se oferă nu se va referi numai la femei, dar și la celelalte profiluri de victime.
Так вот, и надо исключить потребу фемейлор, лысемну мы виоленция доместичи шаты. А де че? Ми путете споли, кид? Домн Бабич, я кер вам дать отребари, но просто одна, так не вас порад. Кид держан, так вам не тратим. Кид фемей ануал се адресазы ла полиции ку казур де виоленция доместичи? De la an la an, dar avem și pistemie. Și pistemie, deci asta sunt trei pistemie, da. Care asta sunt doar cei care au curajul să meargă la poliție. Au curajul, da, au curajul. Deci, de la an la an, deci avem diferite cifre și cu referire la ordonanța de protecție și ordin de restricție de urgență. De fapt, marea majoritate a prevederilor deja au fost transpuse. Elementul de bază se axează pe măsurile de protecție. La momentul actual, Moldova, deci, începând cu anul 2017, deja dispune de două măsuri de protecție, cum este ordonanța de protecție emisă de instanța de judecat și ordinul de restricție de urgență care e emis de organul de poliție. Deci, ulterior, pas cu pas, noi am încercat să ajustăm și asta este o finalitate elocventă prin ratificarea acestui document. Noi recunoaștem o problemă. Domn Babi, ce vreți să întrebați? Eu am întrebat, eu vreau să... Tu ești Cristin, dar eu nu sunt. Către toți membrii comisiei, eu vin dintr-un domeniu, ne-am lucrat foarte mult timp cu victimele, în special femeile care au fost agresate. Și eu vreau să vă zic dumneavoastră cum a putut, dar nu aveți capar ce înseamnă un astfel de caz și ce înseamnă viața unei femei care a fost supusă violență. Ea, practic, este imposibil să mă reabilitez. Dar ce înseamnă viața copiilor care cresc în aceste familii unde există violență? Eu, ca bărbat, vă spun afirmativ că noi trebuie să avem curajul să aprobăm orice lege în țara asta care să oprească definitiv violența. Și eu am reprezentat Coaliția Națională care a luptat împotriva violenței în familie. Și noi am discutat nu odată situația când guvernul și toată forța politică din Moldova a arătat cu deștept în toate direcțiile, dar niciodată n-a pus umărul ca să ajute. Și cazurile cele care ați vorbit dumneavoastră, o mie de cazuri oficiale care sunt înregistrate, asta este un procent infim. Noi avem femei care trăiesc în fiecare zi și deja asta s-a creat deja ca un stereotip, că nu mai pot să merg nicăieri, că nu are sens. Iar noi trebuie să venim cu un curaj și să spunem da. Și lăsăm toate stereotipurile astea. Nu este creștinești ca să acceptăm ca un bărbat să bată o femeie. Nu este creștinești. Citiți Biblia. Care? De starul или новый? Какой читать? Особенно мне. Шум Баби, чем вы фиксатно спонят? Давай так, мы находимся на комиссии. Хорошо. Пунем лавот. Да. Да, ну пухте. Vă mulțumim tare mult! Mai departe avem... Sindicată, vreau să spuneți ce are biserica cu treaba asta? Vine colegul, v-am genuit. Nu vă implicați? O să aveți întrebarea asta și acolo. Мне предлагают Библию читать, я не знаю, какой завет. Это кто предлагает? Мы находимся на комиссии, где вопросы пытаются обсудить... Я вас не перебивал? Вопросы пытаются обсудить профессионально, не эмоционально. Поэтому давайте так, спокойно. Есть же партия АСТА. На фикарде мы имеем анумиты мотивации, что багаж вене дайч. Требуется. Мы имеем два субъекта. Dar colegii de la Ministerul Muncii sunt în alte comisii. Și acum la o pauză. Facem la o pauză la un ceai. Noi suntem aviz. Și nu găsesc, am fost de anul și la altă. Bine, atunci noi o să ne convocăm într-o pauză ca să... Telefonul nu e deconectat. Am înțeles. Deci telefonul e deconectat, colegii de la minister sunt prin alte comisii, înțeleg? Și nu găsesc în care. Noi o să avem aviz 261 și... Sufletul trebuie. Și aviz la 262. Doi, dacă nu greșesc. Nu.
250. Deci 250 și 261. O să ne convocăm într-o pauză? Dacă era raport, nu, am înțeles. Bine, atunci... Îl votăm așa și gata, am plecat. Hai, vă mulțumim și ne vedem în, în sala de ședință plenară. Da.